Aș dori să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, am să citesc de la versetul 22 până la versetul 32 inclusiv. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile și semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martorii ai Lui. Aș dori, așa cum stăm, să plecăm capetele și să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să cerem călăuzirea Duhului Sfânt, El să ne lumineze pe fiecare. Amin. O zi de sărbătoare, o zi mare pentru întreaga creștinitate. Căci dacă n-ar fi înviat Hristos, viața noastră, slujirea noastră a fiecăruia ar fi fost zadarnică. Dar Hristos a înviat din morți, binecuvântat să fie numele Lui. Aceasta este nădejdea noastră vie, căci Hristos a înviat, și acum spunea, pe moarte a călcat cu moartea. Ne-a dus viață, spunea că chiar și celor din morminte le-a dat viață. Hristos, cât a fost în pământ, în țărâna pământului, a fost în locuința morților, a vestit Evanghelia și oamenii, cei care au murit înainte de Hristos, cei care au fost cu Dumnezeu și L-au slujit, spune că au înviat împreună cu Hristos și s-au arătat multora, după care s-au dus la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Așa cum am spus, este bucurie pentru întreaga creștinătate. Este bucurie în inimile noastre. În urmă, poate că cu 20 de ani, cu 15 ani, cu 10 ani, Hristos a înviat și în viața noastră, binecuvântat să-i fie numele Lui. Până atunci, poate că trăiam în lumea aceasta, în desfrâu, în fără de lege, în neascultare de Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi, fie numele Lui binecuvântat în vecii vecilor. Acum aș dori să privim puțin în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să
vedem câteva lucruri, puțin vreo patru lucruri, pe care le-a adus moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că a adus mult mai multe. Ar trebui să vorbim ani întregi și tot n-am terminat câte lucruri a făcut Dumnezeu prin Hristos. Lăudat să-i fie numele Lui în vecii vecilor. În primul rând, primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut, l-a făcut moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui, a fost iertarea păcatelor. Înainte de împăcarea noastră cu El, trebuie să aibă loc o iertare. A iertat fără de legea noastră, a iertat păcatul nostru, binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Cuvântul lui Dumnezeu aș dori să deschideți tot în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 38, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, dar, fraților, că în El, adică în Iisus Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor. Versetul 39 spune așa, și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. În primul rând, Iisus Hristos a venit să ierte păcatele. Binecuvântat să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Pentru că legea lui Moise, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a făcut nimic de săvârșit. Dacă vom privi în Cartea Faptelor, în Cartea Evreilor, capitolul 7, versetul 19, spune lucrul acesta. Lăudat să fie numele Domnului, Iisus Hristos este același în măsură să ierte păcatele. Când spun Iisus Hristos, spun Dumnezeu și Duhul Sfânt, pentru că ei sunt una, binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Doar El are putere să ierte păcatele, slăvit să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Evanghelia după Luca, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 7. Evanghelia după Luca, capitolul 7. Versetul 47. Este vorba despre o femeie. De aceea îl spun, păcatele ei, era o femeie care era stăpânită, era robită de păcat, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Versetul 50. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te acasă. Iisus Hristos este același în măsură să ierte păcatele a celor care vin sinceri înaintea lui Dumnezeu, a celor care, așa ca și femeia aceasta, s-a proșternut la picioarele Domnului, s-a aruncat la picioarele Domnului, spune că a plâns înaintea lui Dumnezeu, i-a spălat picioarele cu lacrimile ei și i-a șters picioarele cu părul capului ei, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a iertat-o, măcar că ceilalți erau în cumpână, credea că Domnul Iisus Hristos nu știe, nu cunoaște. Ba da, El este același, neschimbat, binecuvântat să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe Fiul Său, pentru ca oricine crede în El să nu piară,
Dumnezeu a iubit lumea și să aibă viață veșnică. A iubit-o, l-a trimis pe Fiul Său, așa cum se spunea, l-a dat la moarte ca noi să avem iertare prin El, prin sângele Lui, spune, că avem vindecare, avem eliberare, binecuvântat să-i fie numele Lui în vecii vecilor. În primul rând, așa cum am spus, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a adus iertare. Binecuvântat să fie numele Lui, Dumnezeu în vecii vecilor, fără de iertare nu este împăcare. Nu te poți împăca cu cineva. Degeaba te împaci doar așa, de formă. Trebuie să existe iertare ca să poți să fii în împăcare. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Un al doilea lucru pe care l-a adus moartea și învierea Domnului Iisus pentru noi este împăcarea noastră cu Dumnezeu. Așa cum se spunea de dimineață, pentru că noi eram vrăjmași cu Dumnezeu, prin trăirea noastră, prin faptele rele pe care le făceam, înainte, vorbesc înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, și acei oameni, tot așa, înainte să se întâlnească cu Hristos, viața lor era dezastru. Dumnezeu a venit să împace lumea prin intermediul lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este același între noi și Dumnezeu, căci altfel Dumnezeu ne-ar fi nimicit pe fiecare înainte să-L cunoaștem pe El. Dumnezeu să fie înălțat. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 5, versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, slăvit să fie Domnul. Și nu numai atât, versetul 11, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea, doar prin intermediul lui Iisus Hristos, doar prin moartea lui Iisus Hristos, prin învierea lui Iisus Hristos, am putut să fim împăcați cu Dumnezeu. Am putut să intrăm în această legătură. Am putut să venim înaintea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul pentru aceste lucruri. Dacă nu era Iisus Hristos, viața noastră era zadarnică. Trăirea noastră era așa cum a fost a celor care nu L-au cunoscut pe Hristos. Nu L-au cunoscut pe Dumnezeu în vechime și S-au dus în Șeol. S-au dus cei din vechime, înainte lui Hristos, ei credeau că, și așa era realitatea, sufletele oamenilor nu se duceau la Dumnezeu. Sufletele oamenilor se duceau în locuința morților, până când Hristos a venit și a adus această răscumpărare, a făcut această lucrare nemaipomenită, căci a înviat dintre cei morți. Pârga celor adormiți, Dumnezeu ne-a înviat și pe noi și mulțumim de dragostea aceasta pe care și-a arătat-o față de noi, prin intermediul lui Iisus Hristos, prin dragostea Lui. Dumnezeu, așa cum am spus, atât de mult ne-a iubit, nu putea să facă altceva. A venit din slava Lui divină. A părăsit cerul pentru noi, pentru păcatul săvârșit în grădina Eden de Adam și Eva. A trebuit să plătească Hristos pentru păcatele acestea. Acel care n-avea niciun păcat, acel care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, a trebuit să vină să ia trup uman ca să ne poată aduce din nou. Să ne poată salva sufletele noastre.
Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Încă un lucru, tot cu privire la împăcarea noastră cu Dumnezeu, în Cartea Colosenilor sau Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 21 spune așa: Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, este vorba de cei care nu l-au cunoscut, chiar de noi, dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, El v-a împăcat acum, adică cu Hristos, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți. Dumnezeu se uită la Hristos și ne vede sfinți. Noi avem acest răscumpărător, acest mijlocitor, acest paraclet, dacă putem spune așa, pe Iisus Hristos, care este între Dumnezeu, între Iisus Hristos și noi, între om și noi, este Iisus Hristos. Dumnezeu întotdeauna se uită la Hristos, la jertfa care a depus-o și ne vede sfinți. Nu că noi n-am mai greșit și am fi oameni fără greșeale, prin intermediul lui Iisus Hristos suntem sfinți, binecuvântat să fie numele Domnului în vecii veților. Fără prihană și fără vină, lăudat să fie Domnul în vecii vecilor. Dacă uitați-vă ce spune versetul 23, aici vedem o condiție, vedem un drum pe care trebuie să-l urmăm, să-l parcurgem, în care nu trebuie să ne dăm la o parte. Negreșit, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă rămâneți și mai departe neclintiți, întemeiați și neclintiți în credință. Aceasta ne spune cuvânt. Dacă rămânem în credință, vom învia și noi, așa cum a înviat Hristos dintre cei morți. Altfel, dacă ne pierdem pe drum, viața noastră va fi departe de Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem această credință pe care Dumnezeu a făcut posibilă prin Iisus Hristos. Fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer, spune Apostolul Pavel. Oricărui făpturi a fost propovăduită, vestită Evanghelia, vestea cea bună este Evanghelia. A auzit-o toată lumea. Și în zilele noastre, oamenii cunosc lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a lăsat în inima fiecărui muribund sau fiecărui persoană care trăiește pe acest pământ să poată să facă deosebire între bine și rău. Dumnezeu a lăsat lucrurile acestea. Spune că cei care au avut lege îi va judeca după lege, cei care n-au avut lege îi va judeca fără lege, dar cu cât mai aspră pedeapsă va fi pentru cei care au trăit în vremea Harului. În Vechiul Testament știm, Scriptura spune că era ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie, lovitură pentru lovitură. Dar în Noul Testament spune, trebuie să fim supuși. Dacă cineva ne lovește, dacă cineva ne hulește, dacă cineva ne bârfește, dacă ne face rău, să-i facem bine. Binecuvântat să fie Domnul. Și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Câtă vreme trăim în lumină, Dumnezeu ne ajută la fiecare. Câtă vreme în
negăm lumina și băgăm și întunericul, lăsăm zona aia gri, măcar că nu există, să ne înfășoare mintea noastră, ne ducem după valul lumii, Dumnezeu nu intervine. Dumnezeu se depărtează de noi, așa cum s-a îndepărtat de Adam când a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce durere a fost pentru Adam. Dumnezeu spune că în fiecare zi, nu știu, dimineața sau seara, vorbea cu Adam în răcoarea zilei, comunica cu el și dintr-o dată întuneric în viața lui. Dumnezeu a trebuit să-l scoată din grădină, din pricina păcatului. Zic, Dumnezeu să ne ajute să nu lăsăm pe vrăjmașul să ne înfășoare așa de lesne. Nu cumva la sfârșitul alergării să fim scoși din raiul lui Dumnezeu, așa cum a fost Adam, scos din grădina Edenului. Așa ca și acel om care a intrat la nuntă și n-a avut consumație de nuntă. Și a spus, prietenii, a spus Domnul, pe tine cine te-a pagat aici? Cum te-ai ajuns aici? Omul acela spune Scriptura că ce-a muțit. N-a mai știut ce să mai spună. Și a spus, luați-l și aruncați-l afară. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Zic, Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu a făcut această împăcare prin intermediul Domnului Iisus Hristos. Dar trebuie să trăim ca atare, în sfințenie, în ascultare, în smerenie, în supunere și în fiecare zi să putem să răspândim mireasma cunoștinței Lui. Pe unde mergem? Cuvântul Lui să fie în inimile noastre. Când cuvântul Lui Dumnezeu este în inima noastră, în mintea noastră, atunci putem să fim lumină și putem să ajungem să nu greșim cu fapta. Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Un alt lucru pe care l-a adus moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos pentru noi și pentru cei care au fost atunci cu Iisus Hristos și de-a lungul veacului, este nădejdea, speranța, căci într-o zi vom învia și noi dintre cei morți. Vom învia și noi și vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Versetul 27, pe care l-am citit, 26 și 27, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Aceasta este o prorocie pe care Dumnezeu i-a dat-o lui David, împăratul lui David. Nu știu el dacă a știut că este o profeție cu privire la vremurile noastre. Cei din vechime, așa cum am spus, credeau că sufletul, și așa era adevărat era lucrul acesta, sufletul celor care mureau înainte de Hristos, a oamenilor care mureau înainte de venirea lui Hristos, toți mergeau într-un loc. Spune că într-un loc de tăcere. Dar Dumnezeu
s-a îndurat și l-a trimis pe Hristos. Și noi avem această nădejde că sufletul nostru, când părăsim trupul acesta muritor, că oricum moartea, nimeni nu scapă de moarte, vrem, nu vrem, este inevitabilă, vine, toți vom da pieptul, dar să știți că este doar o clipă, o clipeală din ochi și sufletul nostru se va duce din nou la Dumnezeu dacă am trăit în sfințenie, dacă am ascultat de poruncile Domnului Iisus Hristos, dacă am crezut că Hristos a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi după păcat pentru noi, ca noi să avem viață, să avem această nădejde, așa cum am spus, căci într-o zi vom fi cu El pentru eternitate. Și zic, Domnul să ne ajute să nu ne pierdem această nădejde. Chiar și salmistul spunea despre aceste lucruri, că sufletul tot despre Hristos vorbea. În Psalmul 16, versetul 8, la versetul 10, dacă se poate afișa, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatim. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. De aceea am spus, cei din vechime, sufletele lor se duceau în locuința morților. Dacă privim în Ioan, capitolul 11, versetul 20, Ioan 11, când a auzit Marta, este vorba despre Lazar, acel care a fost de 4 zile în mormânt. Iisus Hristos spune că nu era acolo. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Versetul 21. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Mai departe, Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, uitați ce spune Marta, lasă versetul acesta. Știa Marta că și Lazar va învia dintre cei morți în ziua de apoi. Știa lucrul acesta. Când va veni Hristosul, când va veni Mesia, știa aceste lucruri. Dar n-a știut că, n-a crezut că chiar este Hristos acela care face aceste lucruri. I-a răspuns Marta că va veni la venirea în ziua, va învia la venirea în ziua de apoi, la învierea în ziua de apoi, mai departe. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Uitați ce spune Marta. Uitați numai afirmația lui Marta. Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Nu știu dacă a spus prin Duhul Sfânt aceste lucruri. Vedem mai în jos că s-a îndoit. Când a spus, Doamne, este de 4 zile în mormânt, miroase greu. Trebuia Domnul Iisus să-i reamintească, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea minunea lui Dumnezeu. Și totuși Lazar a înviat din morți, dar fizic. Hristos a înviat dintre cei morți
într-o formă în care și noi vom via, într-un trup nemuritor. Binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor pentru această nădejde vie pe care ne-a dat-o. Slăvit să fie Domnul! Încă un cuvânt din Cartea Romanilor, capitolul 5, versetul 5 și versetul 6. În nădejdea aceasta, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, mărit să fie Domnul, pentru aceste lucruri, pentru această nădejde care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a făcut-o posibilă în viața noastră, să avem această nădejde, că când vom pleca de pe acest pământ, vom pleca direct la Dumnezeu. Nu vom pleca într-un loc de tăcere, nu vom pleca în Șeol sau în cei unde se duceau sufletele celor care mureau în vechime, înainte de Hristos. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru cei nelegiuiți a murit. Nu pentru cei păcătoși, le spunea fariseilor. Nu pentru cei neprihăniți a venit El. El a venit pentru cei care au căzut din harul lui Dumnezeu. Ei credeau că merg bine. Ei credeau că sunt neprihăniți, sunt oameni deosebiți. Dar vedem cum i-a mustrat Domnul pe ei. Pentru că viața lor era dezastru. Nu-L aveau pe Hristos în inimile lor, n-aveau Duhul Sfânt ca să poată să aibă putere să nu păcătuiască. Noi avem această putere nemaipomenită de la Dumnezeu, care ne face conștienți când diavolul vine în mintea noastră sau vine la nivelul Duhului să ne îndemne să facem un lucru oarecare neplăcut. Duhul Sfânt ne atenționează și spune, oprește-te că faci păcat. Și dacă asculți de îndemnul Duhului Sfânt, nu cazi în păcat. Binecuvântat să fie Domnul, zic Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de călăuzirea Duhului Sfânt. Încă un lucru pe care l-a adus moartea și învierea Domnului nostru Iisus pentru noi este bucuria reîntâlnirii cu Iisus Hristos. Câtă bucurie! Avem în inimile noastre căci Hristos a înviat dintre cei morți și astăzi este în mijlocul nostru. Este prezent El prin Duhul Sfânt, binecuvântat să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Trăim datorită Lui. Avem viață spirituală. Putem să deosebim binele de rău. Pentru că Iisus Hristos este în inimile noastre. Duhul Sfânt ne călăuzește și îi mulțumim pentru aceasta. Suntem parte din mireasa Lui și aceasta este o bucurie inestimabilă, să fii parte din mireasa Lui. Hristos să fie mirele, iar noi să fim mireasa. Câtă bucurie! Când ne vom întâlni cu Hristos în văzduh, așa cum spune în 1 Tesaloniceni, pe norii slavei îl vom întâmpina, câtă bucurie va fi în inimile noastre când vom vedea Ierusalimul coborându-se din cer de la Dumnezeu, când va fi acea domnie de 1000 de ani și noi vom fi la nunta Mielului, pentru că vom fi mireasa Lui. Ce vreți mai mare bucurie? Slăvit să fie Domnul pentru aceste lucruri care El le-a adus și ni le-a făcut cunoscut și nouă.
ne-a făcut parte din mireasa Lui. Slăvit să fie Domnul! Cei din vechime n-au avut parte de lucrurile acestea. Doar cei care sunt în Hristos, care au murit în Hristos, au parte de aceste lucruri. Să poată să stea cu Hristos la masă, la nunta Lui. Binecuvântat să fie Domnul! Să citesc câteva cuvinte din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 8, spune așa. Ele au plecat repede, este vorba despre femei, de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus. Uitați, le spune Domnul și le-a zis, bucurați-vă! Probabil că le-a lipsit bucurie atunci, când Hristos era în mormânt. Dacă ne uităm la cei doi oameni care s-au dus pe drumul Emausului, au spus, s-a terminat tot. A fost un proroc și noi trădeam nădejde că El ne va izbăvi. Dar cu toate acestea, astăzi este a treia zi și totuși niște femei ne-au făcut cunoscut lucrul acesta, dar tot n-au crezut nici aceștia. Și Domnul le-a deschis Scripturile, spune cuvântul. Scripturile sunt Vechiului Testament, cele 39, cred că, de cărți ale Vechiului Testament. Le-a deschis aceste cărți să vadă că El este Hristosul și trebuia să învieze din morți după Scriptură. Abia la masă, abia la cina Domnului, când a rupt din pâine și le-a împărțit, l-au cunoscut. Dar Hristos spune că s-a făcut nevăzut din mijlocul lor și a plecat. După ce a putut să meargă înapoi, probabil că era noapte, s-a dus înapoi în Ierusalim să dea de veste lucrul acesta. Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Uitați că ucenicii lui, apostolii, au ascultat de femei de data aceasta. Versetul 16 spune așa, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Unii l-au recunoscut, alții au spus, probabil că mi se pare nouă, nu-i posibil așa ceva. S-au îndoit de lucrul acesta. Dar Hristos rămâne și astăzi viu și este viu în inimile noastre. Putem să spunem din toată inima lucrul acesta. Binecuvântat să fie El! Versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Însărcinarea care a dat-o ucenicilor, uitați ce spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mărit să fie Domnul! Așa cum am spus, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, în primul rând ne-a adus iertare, în al doilea rând a făcut să avem împăcare cu Dumnezeu, în al treilea rând ne-a dat această nădejde că sufletele noastre se vor duce la Dumnezeu și noi vom fi cu El, îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Iar în al patrulea rând a adus această bucurie că Dumnezeu va fi cu omul.
și binecuvântăm numele Lui, căci El este în inimile noastre, slăvit și glorificat să fie Domnul. Dumnezeu să lasă binecuvântarea Lui peste fiecare dintre noi. Amin.